Salutare și bine ați revenit pe 10leinfo.com. Eu sunt Paul Sumeșan și în acest videoclip vom rezolva problema șoarece 2. Este o problemă destinată elevilor amatori de competiții în informatică. Este o problemă cu lei, deci depășește complet programa școlară. Și am primit-o, m-a întrebat cineva pe YouTube dacă aș putea să rezolv această problemă. Desigur, așa cum v-am promis, de câte ori aveți probleme cu diverse probleme de pe PBI, puteți să scrieți acolo și eu le rezolv, fără niciun fel de îndoială și le postez pe canal. Deci continuați să scrieți oricând aveți nevoie de o problemă, pentru că mie îmi face plăcere să mă filmez rezolvând-o și după aceea să o pot posta acolo. Așadar, se dă o tablă de dreptunghiulară formată din n linii și m coloane, definind n ori m zone, unele dintre ele fiind libere, altele conținând obstacole. Într-o zonă precizată se află un șoarece care se poate deplasa pe tablă trecând din zona curentă în zona învecinată cu aceasta, pe linie sau pe coloană. Scopul său este să ajungă la o bucată de prânz aflată într-o zonă de asemenea precizată, fără a părăsi tabla, fără a trece prin zone care conțin obstacole și fără a trece de două ori prin aceeași zonă. Determinați o modalitate prin care șoarece poate să ajungă la bucata de prânz. Și avem datele de intrare. Odată, în fișierul șoarece 2.in conține pe prima linie numele n și m, se poate prin câte un spațiu. Următoarele n linii conțin câte m caractere care descriu tabla, caracterul bară jos, corespunde unei zone libere, caracterul hashtag corespunde unei zone ocupate de obstacol, caracterul S corespunde zonei în care se află șoarecele, iar caracterul B corespunde zonei în care se află bucata de prânză. Date de ieșire. Fișierul de ieșire șoarece 2.a, doar că ție pe prima linie numărul C de deplasări care le va face șoarecele. Următoarea linie va conține C caractere din mulțimea nord, est, sud, vest. Cu următoarea specificație, nord, șoarecele se deplasează spre nord, din zona IJ, ajunge în zona I-1J. E, șoarecele se deplasează spre est, din zona IJ ajunge în zona IJ plus 1. Sud, șoarecele se deplasează spre sud, din zona IJ ajunge în zona I plus 1J. Vest, șoarecele se deplasează spre vest, din zona IJ ajunge în zona IJ minus 1. Numele de pe fiecare linie a fișierului de ieșire sunt separate prin exact câte un spațiu. Avem ieșire până într-o mie. Deci, practic, seamănă foarte tare cu problema care am rezolvat-o ieri, cred, sau astăzi. Cred că astăzi am rezolvat-o. Șoarece 1. E o problemă de backtracking, însă aici vedem că cifrele au crescut considerabil, adică avem de căutat drum într-o matrice de 1000 pe 1000, nu mai căutăm drum într-o matrice de 10 pe 10. Foarte interesantă problema. Haideți să vedem și cum o putem rezolva. Așadar, în primul rând, dacă... Haideți să facem fișierele. Avem șoarece 2.in offstream cout șoarece 2.out. Așa, int nm, o să avem matricea de caractere la care o să-i spun a de 1001 pe 1001. Haideți să facem citirea, după ce fac și fișierele, sau le fac la final, mai vedem. Avem i de la, avem n linii și acum voi citi cu proprietatea șirurilor de caractere, că poți citesc cât urât cu totul, dar cu remarca că voi spune a de i plus 1, pentru că vreau ca matricea mea să fie indexată de la 1, atât pe linii cât și pe coloane. După ce am făcut acest lucru, va trebui să mergem să identificăm poziția de start și poziția de final. Avem i1, j1, i2 și j2. Da, va trebui să parcurg toată matricea. Mai mic sau egal decât m plus plus i, for int j egal cu 1, j mai mic sau egal decât m plus plus j, if a de i de j este s, avem i1 egal cu i, j1, j1 egal cu j, else if a de i de j egal cu bucata de brânză, da? Cu bucata de brânză, i2 va fi egal cu i, j2 va fi egal cu j. După asta, vom apela li de i1, j1, de la prima poziție. Da, asta e interesantă. Bun, haideți să facem liu și pe aceea mai vedem cum mai merge treaba. În momentul de față nu sunt sigur cum fac drumul, dar vedem pe parcurs. Void li de int i int j.
ne vom declara o coadă Q de pair int și int Q q.push de make pair de make pair de i și j. Desigur, va trebui aici să includ biblioteca Q. După ce am inclus biblioteca Q, va trebui să-mi declar și o matrice int p de la pus nepus de 1001 pe 1001. În acest p vom marca elementul p de 1001 de ij, mă scuzați, p de ij va fi egal cu 1. Cât timp coada nu este goală, adică not q.empty, vom face un for pe vectorul de direcție d mai mic sau egal decât 3 plus plus d int i nou egal cu d i de d plus i int j nou egal cu d j de d. Am scris o prostie, nu este i, este q punct front punct second și q punct front punct first. Punct first, da? Adică elementele care sunt în coadă la suprafață. If in mat de i nou j nou și a de i nou j nou nu este hashtag și mai mult p de i nou de j nou e 0. Este 0. Dacă astea se satisfac, p de i nou de j nou va fi egal cu p de q.front.first și de q.front.second plus 1, q.push de make pair de i nou și j nou. Bun, și aici să nu uităm să dăm q.pop, asta este cel mai important lucru. Și după ce am făcut acest lucru, va trebui să-i dau cout pe de i2 de j2 și în prima fază asta ar fi ce vreau să verificăm, că calculează corespunzător cel mai scurt drum. După aceea vom face și not student test, pentru că zideam nu este o chestie complicată. If in bool in mat de int x și int y, return x mai mare sau egal decât 1 și y mai mare sau egal decât 1 și x mai mic sau egal decât n și y mai mic sau egal decât m. Const int de i egal cu, aici sunt cei simpli, nu ca la săritura calului cu 8, aici sunt doar 4. Const int dj de 0, 0, minus 1. Ok, și cam asta ar fi în prima fază. Cum spuneam, trebuie să fac fișierele acum. O să fie șoarece2.in și o să luăm de tipul all files. Și fișierul de ieșire șoarece2.out. Șoarece2.out din nou de tipul all files și dăm save. Ok, să luăm de aici ce avem de luat, save. Da, am uitat un lucru, aici să afișăm PDI 2J2 minus 1, pentru că inițial pe PDI 1J1 l-am făcut 1 și trebuie să scădem acel 1 la final. Bun, haideți să vedem dacă funcționează. Pare că a mers și ne-a dat 9. Bun. După ce am obținut acest nou, acum va trebui să facem aceste direcții. Și acum, avem un mod foarte ușor de a face direcțiile astea, și anume, în momentul în care mă duc din B într-una dintre poziții, să țin minte într-un șir de caractere direcția în care m-am dus. Adică, corespunzător pe acest
acești vectori o să-mi fac un const char. Dir egal, doar că aici nu va mai fi, se va declara ca și șir de caractere și acum pentru minus 1, 0 înseamnă că mă duc de fapt deasupra. Dar eu voi face o funcție recursivă care se întoarce pe drumul meu, deci mergând deasupra cu funcția mea înseamnă că voi merge de fapt în sud. Vom avea nord și din nou, recursivă, dacă eu merg spre dreapta, dacă merg spre stânga, mă scuzați, înseamnă că de fapt în realitate eu vin spre dreapta, venind spre dreapta înseamnă că aici avem un de, cred că de, da, de și est, așa. Da? Deci când eu merg de fapt spre stânga, în realitate șoarecele meu venea spre dreapta, pentru că o să fie o funcție recursivă care face drumul în mod în ordine inversă. Și atunci asta va însemna că vin spre dreapta, dar nu vreau dreapta, că vreau vest. Mă scuzați, de fapt nu, că e estul, e dreapta și vestul, stânga, așa. Da, mă scuzați, nu știu, am schimbat direcțiile din nord, sud, est, vest, stânga, dreapta, sus, jos. Bun. Deci, spre dreapta înseamnă că merg spre est. Și acum, haideți să fac aici, să apelez funcția drum, drum de i2 de j2. Asta va fi o funcție recursivă care afișează direct void drum de int i și int j. If i egal cu i1 și j egal cu j1, return nimic. Else for int d egal cu 0, d mai mic sau egal decât 3, plus plus d. Vom merge pe tot cu i9 și j9 din nou direcție. Eu vin practic recursiv înapoi, nu e nimic dificil de înțeles aici. J9 egal cu j plus dj de d. If inmat de i9 și j9 și p de i9 j9 egal egal cu p de i de j minus 1. Vom merge acolo, adică voi apela drum de i9 și j9 și după aceea voi afișa direcție, cum spuneam, de d, fără niciun spațiu și nimic. Și cam asta ar trebui să fie, da? Pentru că mă duc recursiv și când mă întorc din recursie mai afișez acest dir. Și, desigur, mai dăm și un break. Asta e important să-i dăm și break, că nu vrem să mai meargă mai departe cu forul acesta. Bun, cam asta ar trebui să fie. Haideți să vedem dacă funcționează corespunzător. Aici avem ceva nu-i place. Const char to char. Bine, deci îi dăm atenție să char. Nu-i place constul, nu-i nimic. Nu ne supărăm. Am uitat să-i dau save. Așa îi mai dăm acum o dată run. Invalid conversion from const char. Dir de d. Direcție. S, N, E, V. E șir de caractere. Ah, am uitat să zic că e șir. Da. Da, din greșeala mea. Am uitat să zic că e șir de caractere ăla de acolo. Bun, și ne dă nord, 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 est, 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 est și un sud. Pare bine. Numai că mai trebuie să-i dau un backslash n după ce afișez aici lungimea drumului, mai dăm un end line ca lucrurile să fie frumoase. Ok, și aici vom vedea nord, 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 5 de est, 5 de est și un sud. Bun. Cam asta ar fi problema asta. Haideți să ne mai uităm o dată scurt peste ea ca să înțelegeți mai bine lucrurile, dar atâta tot. Deci, la funcția lin nu trebuie niciodată să vă sperie momentul în care trebuie să faceți drumul. Pentru că, știind recursivitate din clasa 10, drumul se face foarte ușor cu o funcție recursivă. Pentru că eu de fiecare dată de unde sunt, de la capăt, mă uit de unde am venit, știind că eu am venit din singura celulă care îi valoarea acesteia de aici, minus 1. Și atunci mă duc acolo, dar cum mă duc acolo? Mă duc recursiv, nu? Mă duc acolo, de acolo mă duc tot așa în minus, 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 până ajung la start.
la start returnez nimic și după aceea, dacă vreau să fie în ordinea în care m-am, în ordine inversă în care mă duc cu recursivitatea, după ce apelez funcția recursivă, pot să afișez foarte ușor aici pe vector ce mă interesează și i și j, orice vă cere, puteți să afișați aici fără niciun fel de problemă. Și lucrurile nu sunt deloc complicate. În rest, partea de li bănesc este clară că e aproape identică la toate problemele de li pe care o să le întâlnim. Și, desigur, partea de main în care citim, identificăm poziția de start și de final. Nimic foarte complicat. Ok, haideți să vedem dacă PBInfo e de acord cu noi că soluția noastră merită 100 de puncte. Vedeți că PBInfo ne aprobă și ne dă undă verde spre a rezolva alte probleme, pentru că asta a fost rezolvat în corect. Cam atât pentru videoclipul acesta. Vă mulțumesc mult pentru vizualizare. Nu uitați să dați like, subscribe dacă ați găsit util acest videoclip. Iar noi ne vom revedea, ca de fiecare dată, într-un videoclip următor. Toate cele bune și spor la muncă!